Ca urmare a lucrărilor la infrastructura feroviară de mare viteză, este necesară închiderea totală a traficului feroviar pe anumite trasee, dar în același timp trebuie asigurată și continuitate în traficul feroviar de călători. Astfel, până în data de 20 noiembrie, circulația trenurilor se va desfășura în condiții speciale între stațiile Simeria-Arad și Simeria-Orăștie. În acest context, până în 20 noiembrie, călătorii vor ajunge la destinație cu mijloace auto. Până la data de 20 noiembrie se vor finaliza mai multe etape de lucrări la pasajele feroviare sau rutiere care supra-traversează liniile din stația Mintia, precum și montarea panourilor fonoabsorbante în stațiile Mintia, Brănișca și Ilia și relocarea liniilor electrice în zonele paralele cu calea ferată pe intervalul Mintia-Brănișca-Ilia, aferent tronsonului Simeria-Gurasada. Compania Națională de Căi Ferate CFRSA anunță că pentru această perioadă va fi asigurată transbordarea cu mijloace auto pentru călătorii din 26 de trenuri Regio, trenuri care deservesc traseele Simeria-Arad și Simeria-Orăștie. De asemenea, pentru circulația trenurilor de rang Interregio, operatorul național a aprobat mai multe modificări de trafic. Călătorii sunt rugați să se informeze cu privire la opțiunile pe care le au în funcție de destinație.